Adventure Days 2017, un eveniment la care muncim de luni de zile, a ieșit în linii mari bine. Au fost desigur și nemulțumiți pentru că nu toți pot gândi la fel, însă noi zicem că a fost un eveniment ok, cu bune, cu rele, nu există perfecțiune, ca atare nici la Cor 44 nu a fost. Însă ne bucurăm totuși că am avut un public mai numeros, că am avut o expunere media mult mai mare, ceea ce înseamnă o popularitate mai mare și cel mai important, am avut un număr record de participanți. Până la trial, adică până astăzi, am avut 49 de echipaje, deci aproape 50 de echipaje prezente. Vremea a ținut cu noi, într-adevăr. Ne-am fi dorit de data asta niște ploaie. În toamnă ne-a dat la ploaie, ne-a zăpăcit. Acum n-a căzut o picătură de apă. Și deși de-a lungul celor 4 luni de zile de când am început organizarea traseului am avut parte de foarte mult noroi în pădure, am avut dificultăți mari, iată că în cele 3 zile de concurs au uscat și au avut parte concurenții numai de praf, de praf foarte mult, ceea ce a fost mai dificil, a făcut mai dificil traseul pentru ei. Dar mă bucur că astăzi, în ziua trialului, avem soare, sunt temperaturi cam mari, dar uite că publicul nu a abandonat și mă bucur mult. Organizatorii s-au declarat mulțumiți de desfășurarea evenimentului. Etapa din Dâmbovița a avut parte de o participare record. Este o variantă de a termina în forță traseul de trial. Repet, este de apreciat faptul că putem în continuare să ne adunăm pasionați ai sportului, să petrecem 3 zile unii lângă alții, să împărtășim din experiențele avute atât în pădure cât și în prepararea mașinilor de concurs și, în ultimul rând, pasiunea îi apropie pe oameni.